trezirea este de multe ori o lecție grea și pentru cel care se trezește, dar și pentru cei din jur. Adică se trezește, dar poate să simtă că nu ai nicio legătură cu familia respectivă, cu neamul în care s-au născut și să-și nege toată existența de până atunci și să facă schimbări de genul ăsta, dramatice. Bună tuturor! Am reușit să terminăm niște filmulețe pentru voi, care sper să vă fie de folos pe calea voastră spirituală. Sensul este să înțelegeți niște trepte pe care trebuie să le urcați pe calea voastră și am să enumăr titlurile temelor respective, pentru că cred că e important să știți despre ce e vorba. Și nu în ultimul rând, ca să vă trezesc interesul. Am reluat în prima fază structura psihicului uman, am vorbit despre trezirea spirituală, am vorbit despre ce înseamnă, despre simptome, despre semnele trezirii spirituale, am vorbit despre etapele prin care trece spiritul, pe care trezirii spirituale, începând de la trezirea spirituală și până la atingerea nivelului de supraconștiință. Am vorbit despre transformarea Kundalini, despre schimbarea lui, despre iluminare. Am vorbit despre purificarea spirituală, de expansiunea conștiinței și de supraconștiință. Am vorbit de relația dintre medicina actuală și trezirea spirituală și tot ce înseamnă fenomenul spiritual, despre percepția trezirii spirituale din perspectiva creștinismului. Am vorbit despre lumina și umbra omului, despre plățile karmice, de importanța cunoașterii spirituale și a cunoașterii de sine în propria evoluție. Am vorbit despre cunoașterea lui Dumnezeu în procesul ăsta al nostru de schimbare. Am vorbit despre efortul necesar pe calea spirituală, pentru că consider că nimic nu se poate face fără efort. Am vorbit despre căi spirituale și despre faptul că nimeni nu deține adevărul suprem și că din fiecare cale spirituală poți să îți extragi informații care sunt necesare pe calea ta spirituală. Am vorbit despre acceptare a condiției tale ca punct de plecare pe calea spirituală, despre pace interioară, despre recunoștință, de rugăciune, de meditație, de iubirea de sine și de alții. Am vorbit despre practica bucuriei și eliberarea de suferință. Am vorbit despre virtuți și dobătirea calităților necesare pentru evoluția spirituală. Am vorbit despre drepturi divine și despre aur spiritual și cum putem să combinăm partea de voce spirituală cu partea de bunăstare materială. În momentul trezirii spirituale și când te duce direct la nivel de sine, de fapt te conectează la karma ta personală și de neam. Deci imaginează că toate plățile karmice, de toate examenele luate, toate prostiile pe care le-ai făcut în viețile trecute, se manifestă aici acum. Dacă mergi pe o cale spirituală lentă, treaptă cu treaptă, nu simți. Dar în momentul în care faci o chestie de genul ăsta, te duce la nivel de sine, că asta face, îți deschide câmpul, îți deschide chakrele și te deschide către lumea spirituală și îți aduce în prezent tot ce ai greșit în alte vieți. Plătește-l. Ca și cum ți-ar veni, ai avea o datorie la bancă și în loc să-ți vină în fiecare lună o rată fixă pe care poți să o duci, îți vine de plată tot odată. Și s-a încheiat. Acest masterclass se adresează tuturor celor care sunt interesați de spiritualitate.
tuturor celor care vor să știe ceva mai mult decât ce este scris în cărți, tuturor celor care au nevoie de, eu știu, o îndrumare pe calea lor spirituală. Tot ce spun, cred că este o sinteză a cunoașterii mele de până acum. Sunt Ovidiu Dragoș Argeșanu și acesta este masterclass-ul meu. LifeUniversity.ro, cea mai mare platformă online de masterclass-uri din România. Zeci de experți, cursuri de elită. Lasă-te inspirat de cei mai buni.